nu l-a mai mate și așteptați și pe căldura asta sau mai ales pe căldura asta? Mai ales pe căldura asta, că se ascund oamenii. Se ascund oamenii. Da. Bună seara, domnule director. Bună seara. Ați fost în concediu. Am fost în concediu. V-a impresionat Occidentul, apropo de curățenie, de ghene, de gunoi? De... Da, nu am fost chiar așa de departe de țară și... Mare deosebire nu este pe unde am fost. N-am văzut așa curățenii lucitoare. N-ați văzut? Nu. Nici la polonezi, nici la unguri nu mai așa curățenie? Nu să țarănă. Chestii curățenii, dar nu extraordinar. Știți unde m-a impresionat pe mine, într-adevăr, foarte mult? La croați. Cred că pe zona litorală este o curățenie de nu poți să nu-ți vine să calci pe stradă tot timpul, se curăță, se n-ai să vezi muguri de țigări sub nicio formă, n-ai să... Nu, aici nu, era aproximativ ca la mine. Cum ați revenit la serviciu? Cu ce chef? Cu căldură. Cu căldură și fără chef, nu? Nu, chef am avea noi, dar văd că clienții nu prea au chef să... Că-i cald. Nu știu, dacă și cald și alte oportunități de afacere în timp perioada asta. Cum v-a mers luna trecută? Cât ați lipsit din luna trecută? O săptămână. O săptămână. Nu. Luna trecută a fost bine. Nu. Luna asta v-am zis, aici, de când m-am întors, nu știu, și căldura, și concediile, și din câte am mai auzit așa, pepeni, fructe. Așa se duc oamenii, sunt voluntari acolo. Sunt voluntari acolo. Mai mănâncă și un pepene la sfârșit. Yeah. Nu? Dar ți-au zis că pepenii ăștia, zic că, nu mai dați, eu spun în glumă, că au în ei clor, că nu au... Nu știu ce au. Nu cred că astea sunt niște buni. Dar văd că totuși curtea e plină, domnule director, aici la dumneavoastră. Da, nu e plină cât ar trebui. Niciodată nu sunteți mulțumit. Niciodată nu sunteți mulțumit. Spuneți-mi, domnule director, știu că între timp, anul trecut ați fost detașat, mi-aduc aminte. Nu, acum 2 ani. Doi ani sunt de atunci? Da. Haideți că nu vă cred, așa repede a trecut. Acum 2 ani ați fost detașat la Târgu, nu la Târgu, la Târgu Severin, ca să refaceți rematul de acolo. Da. Și l-ați refăcut, se pare că. Da. Ați mai luat legătură cu cei de acolo? Da, am mai vorbit. Și ce spun? Nu merg nici ei extraordinar, pentru că asta se cam întâmplă în toată țara. Care este motivul? Că de-aia v-am întrebat. De primul ce? Rând, prețul. A scăzut sau a crescut? A scăzut? Nu, a scăzut. Prețurile au scăzut și atunci, deci luna mai, când prețurile, știți, că am și anunțat atunci, au fost foarte bune la fier. Nu mai este la scăzut? Nu, au scăzut. Nu. Din păcate, s-au dus în jos. Dacă cererea de fier nu este pe piață, atunci nici prețul nu este. Eu nu pot să înțeleg de ce nu se nu e acum afluență mare, pentru că se fac construcții, oamenii își fac curățenie, asta ar trebui acum, mai cel puțin acum în perioada asta, dar nu știu. Sunt prea multe unități de-astea de primire în tot județul? Sau? Nu, suntem cam tot aia, nu suntem puțini, dar... Nu afectează. Așa spun și colegii dumneavoastră cu care vă întâlniți sau nu vă întâlniți. Treaba lor ce spune. Nu, dar tot asta spun că nu le merge? Da, asta da. În sensul ăsta am spus. Nu credeam că dacă suntem mulți sau puțini. Problema este că prețul nu reușim noi să, nu din cauza județului Vrancea, nici a României nu se rezolvă problema asta, e problema internațională. Și atât timp cât popula mondială nu este cerere sau din ceea ce se reciclează este suficient metal ca să-l rebagi în piață, prețurile nu sunt așa cum sunt. Prețurile nu prea, da. Eu nu știu, dar nu, cei de care fixează prețurile astea nu sunt și ei, n-ar fi și ei mulțumiți să aibă mai multă marfă decât așa? Eu nu prea pot să înțeleg treburile astea. Nu cei ce face. Asta e un mecanism. E un mecanism. Economic pe care e mai greu să-l înțelegem noi ăștia. Păi da, domnule, în loc să fie, pune un preț care să convină la toată lumea, nu să fie bine pentru toată lumea. Dar, din păcate, nu știu. Nu se poate face așa. Uitați-vă,
la grâu și la toate... Și la grâu a scăzut prețul. Da, toată lumea se plânge că a scăzut. Și muncesc oamenii săraci pe călbine, la grâu ce să mai muncească? Asta este, sau cocul. Dar nu la grâu, la vin, la stucul. Părerea mea este că ne-am și învățat cu, nu știu, cu prețuri mari, cu salarii mari și atunci ar trebui... Cine s-a învățat cu salarii mari? Păi... Noi, poate dumneavoastră, că sunteți director. Dar noi cu ce salarii mari ne-am învățat? Nu, s-au învățat oamenii cu bani mulți și nu mai sunt. S-au învățat cu bani mulți? Nu mai sunt. Hai să vedem cu cât se vindea o casă acum 3 ani, să vedem cu cât se vinde acum. Cu cât se vinde acum, că vreau și eu să cumpăr o casă. Eu care am vândut ca fraiera, era în criză. Uitați-vă că nu mai sunt prețuri. Care am vândut ca fraiera, în criză, casă, în teren. Și atunci la toate au scăzut. Și deci... Ce, au explodat prețurile cumva la mașină? Prețul la oțel beton e foarte mare? Nu, e mic. Și atunci vrem să vindem scump și să cumpărăm ieftin? Nu se poate. Nu, să fie un preț rezonabil în toate domeniile. Asta vrem, știți? Păi, de asta fapt, și conform lefurilor pe care le avem. El, la un că un asta dat, e jalea cea mare, da? El la un moment dat o să regleze. Că dacă acum e prețul prea mic la deșeu de fier, să zicem, și nu se colectează, peste o lună când o să vadă că nu au în stoc în depozite, o să mărească prețul. Și de aici, da, trebuie să așteptăm. Trebuie să așteptăm. Sunteți pregătiți să așteptați, nu? Ei, pregătiți, ce să facem? Dar nu dați faliment. Faliment nu. Restructurări oricând. Ați mai făcut restructurări? Nu, n-am făcut acum. Și nici nu vreți să faceți. Nu vreau să fac, dar... Vă forțează societatea în care trăiți? Exact. Cu toate astea, dumneavoastră, la ora actuală, aveți zilieri care vin da, să vă ajute? Avem. Ați avut vreodată criză de zilieri? Nu, am găsit, v-am zis, ce durerea mea este că nu găsesc și oameni mai tineri. Găsesc, în general, pensionari. Și ce, ei nu fac față? Mai curând muncesc pensionari decât tineri. Asta e realitatea, într-adevăr, ei muncesc. Dar, adică, mă doare așa că nu... Că știu destui care nu au servici, dar nici nu vin să muncească. Nu vin să muncească. Și păi, da, de ce să muncească? Să scotocească prin gunoaie? Nu scotocească, fac sortare. Nu fac sortare? Nici... Atât. Că eu, în continuare, durerea mea cea mare, și am spus-o de câte ori am avut ocazia, este ghena de gunoi. Durerea deci, mare e ghena de gunoi. Dumneavoastră ziceți ghena de gunoi, dar la noi nu e ghena de gunoi, v-am zis. Sunt pubelele unde să pun peturi, acolo să pun și peți și folie și HDP și alte. Trebuie sortate, asta este tot. Deci nu stă nimeni cu mâna în gunoi. Sticla se plătește la dumneavoastră? Se plătește sticla. Bine. Nu ceea ce se vehiculează în piață, pentru că acolo sunt niște aberații, dar e un preț în față de ce a fost, e un preț punișor. La ora actuală ce se aduce cel mai bine la dumneavoastră? Ce se vinde cel mai bine? Nu, cantitățile cel mai mari sunt tot de fier. Și acolo de tot fierul. Tot fierul este... Da. Există fier care poate fi adus la remat? Doar așa, eu știu, un tren, un avion? Tren-avion. Mi s-a adus un avion vreodată? Un elicopter? Ați vrea dumneavoastră, nu? Nu, că au pretenții mari și noi. Ce pretenții au? Au impresia că e din aluminiu, dar e un aluminiu care e impurificat cu alte metale și... Avionul. Exact. Și trenul? Locomotive, da, vagoane, da. De ce? Ați avut locomotive, vagoane? Ia uite, v-ați îmbogățit. Înseamnă că și mai ziceți că n-aveți bani. Păi după locomotive luați la bani? Dar nu își plătești, o dă cineva pe degeaba. Pe să o plătiți? Păi da. Și cât o plătiți? Păi nu știu, cât negociăm. Da? O cântărim? O cântăriți. Domnule director, dar cu rabla asta ce mai facem? Eu vreau să vă mulțumesc. Să știți, stimați telespectatori, că la remat unde ești așteptat tot timpul, oamenii sunt foarte prompți. M-ați ajutat foarte mult cu momentul în care am venit să predau mașina. Vi s-a făcut vreun vapor? Nu, am stat la rând ca toți oamenii, dar n-a trebuit să stau mult la rând. Okay. Adică lucrurile sunt organizate în sensul ăsta, am spus. Ok, bun. Însă am adus, asta vreau. Am stat un să nu creadă lumea că vi s-a făcut un favor. Nu, dar nici nu vreau să mi se facă favorul. Cu rabla. Rabla la ora asta s-au cam epuizat tichetele. Rablele sau tichetele? Da, tichetele. Așa? Așa. Se așteaptă alte tichete. Am înțeles că cei de la dealerii fac niște liste de înscriere, nu știu, e treaba lor ce fac, dar... Deja se fac dar
Deocamdată nu mai sunt tichete. Nu mai sunt tichete. Povestea știți care este? Că oamenii, deși știu un an de zile că era blasăt, e anual. Nu se înscriu, nu vin să... În momentul în care încep să se termine voucherele, atunci se îngrămădesc toți. Știți? Mm-hmm. Pentru că am impresia că cei care dau vouchere de astea se orientează și după numărul de înscrieri care sunt, nu? Dar credeți dumneavoastră că o să se suplimenteze? Că mai am cunoștințe care nu fac și noi. S-a suplimentat. În general s-au luat de la persoane juridice sau de la persoane fizice. Probabil că o să facă același lucru. Pentru că am reușit să gelozesc niște prietene lumesc acum, între ghilimele. Că ați reușit să prindeți tichet. Că nu. Sunt geloase că mi-am luat altă mașină și am spus cu rabia, am și o rablă. Păi dă-o, dragă, du-te și o dă și poți să-ți iei o mașină nouă. Și în rate se pot lua. Și mai scoți bani din buzunar, mulți. Mai scoți și, ce spuneți? Și scoți bani mulți din buzunar. Da, nu-ți o dă, nu-ți dă o mașină nouă pe o vechitură. Asta este clar. Asta, dar îți dă 1500 de euro, să știți că se simte. Se simte. Se simte la buzunar, că vreo 100 de milioane. Nu? Nu, 65. 65, 65 nu merge către 100, nu merge către... Nu, acum să nu se sperie respectatorii, că nu lansează mai mult. Dom'le, acum nu îmi facem acel semn că mai sunt 2 minute, dar repede mai trece timpul ăsta, domnule director. Da. Ce aveți de comunicat oamenilor cu care aveți, care ne privesc acum, ce îndrumați să. Și în condițiile astea de caniculă îi așteptăm în continuare. Doar dimineața și seara, nu? Nu, îi așteptăm tot programul, până la ora 17 în fiecare zi, cu tot felul de deșeuri. Deșeuri metalice, deșeuri nemetalice, deșeuri de plastic, de carton, ambalaje, sticle, electrocasnice stricate, rable. Rable, chiar dacă vreți numai radiere și nu vreți un tichet. Dar să știți că la rablele astea, stimați respectători, cu dumneavoastră vorbesc, să știți că mi-a dat, pe lângă faptul că, mă rog, mi-au dat ăia un voucherul ăla de 1500 de euro, când am dat mașina, mi-a mai dat și niște bani. De ce mi-ați mai dat niște bani? Păi v-am plătit fierul din mașină. Mi-a plătit și fierul de mașină. Nu foarte mult, dar am plecat cu niște bani în buzunar. Ați plecat cu taxi. Am plecat cu taxiul, da, am avut bani de taxi. Da. Păi cam asta este, stimați telespectatori. Vino la remat că ești așteptat. La revedere, ne vedem luna viitoare. La revedere.